Dacă iai produse, primești o lumnărică sensuală cu paciule și ilang ilang și o cosmeticică foarte frumoasă cu buline. Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele. Bun venit la canalul Frumusețe Vârste Elegante. Și dacă sunteți pentru prima dată, vă motivez să vă abonați, să activați clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe. Mi-am propus că de mult n-am postat un machiaj. Și uite că este săptămâna iubirii, dar din partea mea vreau să zic că vreau că în toate zilele, în fiecare clipă să ne simțim iubiți și să iubim pe cei din jur. Nu prea investesc în produsele cosmetice decorative, dar când merge vorba și de mult vroiam să găsesc produse naturale cosmetice, produse naturale decorative și chiar am găsit și mulțumesc brandului Antos, care îl cunosc mai mult de 5 ani și acest brand este pe piață la noi, Moldova, care a venit la început cu câteva produse, cu uleiuri, creme, îngrijire, dar acum s-a lărgit și avem mai multe rețele unde puteți cumpăra aceste produse naturale. Așa site-ul în descriere, ca să cunoașteți mai multe despre aceste produse. Dar în ce privește ziua îndrăgostiților, ziua Sfântului Valentin, vreau să vă zic că în momentele de revelație, de reculegere, uneori mai scriu și poezii, la fel vă atașez în descriere un filmuleț cu o poezie special pentru voi, în ziua îndrăgostiților, și chiar să-mi scriți în comentarii ce părere aveți despre această poezie, despre această dedicație. Și dacă este vorbim despre machiaj, despre aceste produse naturale, mi-am achiziționat și eu câteva produse ca și cadouașe, căci dacă cumperi mai multe de 3 produse, îți oferă cadouri. Și uitați-vă ce cadouaș am primit de la Antos. O trusă cosmetică care așa în interior este foarte drăguță cu buline roșii, care îmi bucură ochii. Și este din stofă naturală, este foarte molcuță, îmi place foarte mult că este chiar plăcută, plăcută. Am primit și ca cadou o lumnărică sensuală, printre altele, și deoarece aromată, chiar am aprins-o ieri și am simțit aroma ei, fiindcă brandul acesta Antos se produce pe bază de uleiuri naturale. Aici, în această lumnărică, este paciule, este ylang ylang, afrodiziace, printre altele, și produsele la fel conțin uleiuri, produse de apicultură. Și dați să începem machiajul, că o să-mi fac un machiaj foarte, foarte leger. Mi-am cumpărat produse minimum minimorum, le-am testat în magazin și împreună cu voi o să le testez, că nici o parte nici nu le-am deschis. Tenul este curat, doar mânuțele mi le-am spălat și să aplicăm o cremă de hidratare. O cremă de hidratare care conține ulei de jojoba, conține ulei de macadame, uleiul meu preferat, și îmi voi hidrata. Această cremă se poate folosi și ca bază de machiaj. Nu uităm și de decolteu, și fiindcă astăzi afară la noi a început să plouă și chiar, și fiindcă afară timpul este cam așa de stat în casă, mi-am propus cu soțul să mergem la muzeu. Vreau să vă spun că să intrați pe la muzee, fiindcă sunt lucruri frumoase. Chiar săptămâna aceasta am fost la muzeul de arte, unde este expoziția păpușilor japoneze. Este ceva frumos. Astăzi vrem să ne ducem, o să-mi aplic și suprioape, fiindcă și în jurul ochilor, chiar o să-mi aplic. Crema este plăcută, aromată. Și fiindcă astăzi
mai puține activități. Ne-am propus să mergem la muzeu și de ce și îmi bag așa un machiaj foarte leger, foarte plăcut. Ah, crema este minunată, are o aromă foarte, foarte plăcută. Pentru cei care iubesc aromaterapia, este o alegere perfectă. Voi ați mai văzut filmulețele publicate cu crema de mâini. Iată, mai am și o cremă de mâini de la Anthos. Foarte aromată. O să vă atașez în descriere la fel filmulețele, cum folosesc eu crema de mâini de la Anthos și să mergem mai departe. Fonul de ten. Este prima dată cu voi acum fac machiajul, aplic. Pentru prima dată aplic cu voi aici machiajul, fiindcă am testat produsele, vă zic, în magazin. Fonul de ten, care sunt mai multe nuanțe, mi-am ales un fond de ten mai deschis. Este și bej, este culoarea nisipului, dar aveți posibilitatea, dați-mi mă uit în oglindă, aveți posibilitatea să testați în magazine, să testați cosmetica. Se aplică ușor. Îmi place chiar, fiindcă aceste produse naturale sunt non-cosmetice și non-alergice, mai ales pentru persoanele care au un fond alergic, este binevenită. Bine, bine, și chiar o să... Bine, 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 aplicăm. La gât, estompăm. Pe piele. Când testam produsele la magazin, fonul de ten își recăpăta culoarea pielei. M-a impresionat. Iată așa. Acesta este un bej deschis. O să-mi aplic și în jurul ochilor. Dă-mi gurița. Am decis, fiindcă fonul de ten este natural și cu uleiuri, am decis să-mi aplic și... Se aplică și în zona ochilor, fiindcă produsele naturale ne permit să aplicăm și în zona ochilor. O să-i stompăm bine, bine, bine. Așa. Și o să mai... Și aici o să mai aplic așa mai minuțios, fiindcă machiajul va fi un machiaj foarte, foarte leger. Printre altele, Anthos are și pudră, dar eu nu mă folosesc de pudră. Iată așa. Iată cam așa este fonul de ten. Să se schimbă. Are și un pic de luciu. Se simte un pic de luciu, fiindcă conține uleiuri. Știți că e foarte, foarte, s-a aplicat foarte ușor. Mai departe, o să fac contur la stâncene. Mi-am luat un creion, mi-am luat, îl folosesc așa, sunt obișnuită, să-mi dați să-l vedem. Iată, așa este. Creionașul negru pentru ochi. O să-mi fac un pic, un pic, o să-mi conturez stâncenele. O să-mi fac așa niște firișoare în sus. Așa, puțin. Puțin. Și o să-i stompesc cu periuța. Eu nu chiar nu prea conturez sprâncenele, dar acum, fiindcă machiajul acesta este așa foarte machiaj fără machiaj, am decis să... Și culoarea neagră o să fie așa, ca un accent. Și cu periuță. Printre altele, periuța aceasta este de la Atelier A. Este foarte comodă.
Ia să-mi scot, că mă strânge, vreau partea așa mai leger. Să merg mai departe. Pus agrafă, că un pic mă strângea. O să-mi fac și conturul la ochi. Dați. Foarte plăcut. Și când știi că la bază stă uleiurile naturale, de fapt, Andos folosește toate uleiurile naturale, și de mușețel, și de coada șoricelului, și de sunătoare, și macadamii, cum v-am spus. Și o să stompăm, estompăm. Așa. Și codiță. Și partea aceasta. Partea aceasta s-a primit un pic mai gros. Și o să aplic umbrele, iată așa frumușel, iată așa o inimioară, iată în așa ambalaj sunt umbrele, foarte o inimioară frumușică, și se deschide aici frumușel, dar să le vedem, este o paletă foarte drăguță, așa ambalaj, de culoarea fildeșului, iată așa foarte, foarte plăcută. Și o să le încercăm, dar să le fixăm mai aproape. Și o să mi aplic pe toată pleoapa. Au un pic și de străluci. Deci putem să le vom aplica și ca foarte, foarte plăcut. Eu mi-am luat aceste umbre să le aplic și ca iluminator, ca highlighter. Așa, finuțe, finuțe, finuțe. Super. Foarte finuțe aplică. Voi face accent mai intens în coace și voi estompa. Minunat! Dacă vedeți, se vede și la ochiul stâng. Se aplică foarte plăcut. Și nu încarcă ochii. Dați, dacă mi-am aplicat să merge mai departe, o să-mi aplic și pe zona obrajelor aceste umbre. După cum vă spuneam că putem să aplicăm în machiaj și rujul și umbrele o nuanță foarte plăcută. La fel, un produs îl folosim și ca umbre, și ca obraj. Foarte plăcut. Pielea este de la NYX. Faină de la NYX. Îmi place foarte mult. Așa e foarte legeră. Parcă mă joc cu dânsa. Parcă nici o țin în mână. Este foarte ușoară. Numai cât o adiere, un pic, o adiere, o atingere ușoară, o atingere ușoară, ca o adiere, plăcere, plăcere când îți faci machiajul, te simți bine, doar asta e, făcând, creezi ceva. Și a ajuns rândul la Remel, este, ce periuță are. Oi, știți că are un miros? Eu sunt foarte sensibil la mirosuri. Dacă simt ceva chimicat,
ceva, un petrolat, un fenol, dar ăsta, când îl miroși, simte că ceva așa plăcut, ceva duios și nu irită receptorii. Dați să aplicăm. Și o să vă atașez în descriere filmulețul cum eu aplic remelul. La mine remelul s-a finisat și acum tehnica de aplicare o să vă las în descriere. Aplicăm rădăcina fixăm rădăcina și zigzag ridicăm în sus rădăcina. Și de la periferie spre centru, spre ochiul interior. Da. Interesant. Se aplică ușor, se aplică leger. Foarte plăcut. Și când conștientizezi că totul este natural, totul este non-alergic. Un pic jos, la pleoapa de jos. Fiecare firișor. Iată rujul de buze, cam ce culoare are. Foarte finuț. Fin de tot, fin de tot. Și luciu de buze. Cu așa o periuță. Și dacă se vede, așa. O periuță foarte, foarte fină. Cam așa periuța. Unul, acolo aveți mai multe culori. Se aplică foarte frumos, se aplică foarte ușor. Și ați făcut. Și la fel are un miros foarte neutru. Mirosul plăcut. Mirosul neînțepătare. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Cu voi!